Salut și bine m-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Astăzi înainte să înceapă clipul, vă rugăm mult să nu uitați, dați un pumn butonului de like, să zicem noi cât mai multe like-uri. Mi-a picat un legendary chest pentru că norocul meu continuă pe Clash Royale și știam chestia asta pentru că am intrat pe Stats Royale, ceva de genul, site-ul ăla care îți spune și mi-a spus că o să împice un legendary chest și nu o să-l deschidem în episodul de astăzi, doar am vrut, oricum trebuia să facem un clip și am vrut să vi-l arăt. Deci o să-l deschidem probabil în episodul următor, care o să fie mâine, cu siguranță de fapt. Și în rest, nu știu ce aș putea eu să vă spun. Ce doream eu să vă arăt este noul meu deck cu prințesa, pentru că am căutat foarte, foarte multe deck-uri și încă nu pot să zic că am găsit un wow. Uite, cu deck-ul ăsta, spre exemplu, am făcut egal cu tipul ăsta, care avea un deck plin de legendare. Deci numai legendare, bă, că juca omul, nu avea niciun stres. Deci e un deck ok, dar vreau să-l încerc. Vreau să-l mai încercăm o dată, hai să jucăm un meci la arenă cu deck-ul acesta cu prințesa. Am un canas, deci mă rupe. Bun, hai să vedem dacă este bun, dacă nu este bun. Eu cred că e un deck decent. Neapărat vrem să-l încerc. Pentru că știți și voi că sunt super fericit că am prințesa, etc. și chestii de-astea. Ăla e zapul secolului. Am că a fost bine rău zapul, am gândit. Bun, fiți atenți. Cum facem pe asta, spuneți? Facem așa, plus așa. Și un fireball sau ceva. Păi ce ai făcut? Nu știam că... Am, nu ajung. Ce? Ok, punem o prințesă. Nu știu cât dă prințesa, nu cred că o să-i da. Mi-au dat foarte mult damage, minionii ăștia. Oh my god, ce mă fac, prințesa asta este neputernică, dar parcă nu mă ajută. Ok, să încercăm cu un Electro Wizard. Mi-e clar că n-am ce să fac altceva. Totuși trebuie să pușăm și noi, cu un fel, nu? Nu, e clar. N-avem cum să pușăm. Ok, o să folosim un Goblin Gang. Trebuie să-i bate minerul ăla. Trebuie să puteți să nu fac asta. Ok, măcar am blocat acel knight. Mamă, cât de nașpa este meciul ăsta. Oh my god, ce stresant e tipul ăsta. Zap. N-am ce să fac, efectiv. Băi, deci nu știu ce să fac, vă jur. Aș încerca un balloon princess push. Tipul oricum e căpiat rău și pe enervează. I-aș da așa. Să încercăm, nu știu, vincă prințesa. Nu cred, bă, ce om, bă, vă jur. Nu cred, deci nu cred. Deci nu cred. Deci nu vin să cred ce-mi face tipul ăsta, vă jur. Cum poate să mă bată în halul ăsta? E foarte prost de cui, clar. E făcut de mine și am să-l încerc. Am să-l încerc, bă, și n-am mers chiar așa rău. Dar acum aparent merge groaznic. Da, dă-i tu, săgeți. N-am ce șansă să-l bani așa. Eu zic să încerc cu un push, ha. Bun, bun, bun. Bun, pe aia i-am spart. Ok, punem și un Goblin Gang. Nu, tot n-ajunge, nu-i așa? Frate, deci nu poate să ajungă și la mine un balon amărât? Ok, uite așa. Hai să vedem. Da, îmi dă ceva. Cum fac? Da, m-a bătut. Ba nu! What the fuck? Ce? Da, mi-a dat-o. Fireball, hai! N-am șanse. Nu merge decât ăsta sub nicio formă. E clar. E clar, e un deck slab. E clar. Never, nu vreau să-i dau raid. Da, e clar, e un deck slab. Vreau să-mi fac un deck cu prințesa, dar pur și simplu nu merge nimic. Vă jur. E așa de greu să faci un deck cu prințesa? Ok, hai să facem altfel, mă. Deci este așa de proastă aplicația asta la ghează. Hai să-i dăm pe Buy Rarity. Și să luăm gigantul. Hai să folosim gigantul în deck. Scoatem noi ăla și folosim gigantul. Vedem, poate merge așa, dar mă îndoiesc. O să încercăm și cu Knight. Pentru că e puternic. Și... mă gândeam de fapt la niște Elite Barbs. Nu știu, mă gândeam că ar fi mai folositori. Și ei în deck. Așa pe spatele lui ăsta. Nu știu, cred.
Bă, pare un deck destul de scump, dar pare că și-ar face treaba, cel puțin așa pare. Știți ce aș vrea de fapt? Ceva care să dea pe air foarte bine. Un splash. Un baby dragon. Baby dragon în locul electro wizard, mă gândesc. Ca l-am făcut și la de level 4 și e destul de ok acum baby dragonul meu. Ia să vedem repede câte donații am și eu la clan. De curiozitate, 116 că s-a resetat. Bun, dar am scos destul de mult în trofee, ceea ce ok, nu mă deranjează pentru că eu vreau să fac upgrade-ul multe și după să urc înapoi în arene. Deci deocamdată este ok. What the fuck, ce om nenorocit. Bun, o să-i dau așa cum pot eu. Ok, clar că tipul... Da, da, da. Bă, măcar îl batem acolo până să ajung la turn, ceea ce e important. Oare cum a fost un pozitiv elixir trade pentru... a fost egal. Deci suntem egal la elixir, bine de știut. Bun, hai să încercăm cu un... Nu se învață niciodată. Are P.K. ok. Ok. O să încercăm un 4. Cu 3. Zap! Ok. Hai să vedem cum ne descurcăm. Dacă pun Elite Barbs, este down. Bun, hai că pun prințesa, să dea și ea acolo. Oh, mi-a ratat prințesa, e ok. E ok, mi-a ratat prințesa. O să dau ceva damage. Trebuia să fac asta, că n-aveam ce. Nu vreau să-mi iau de la ăștia. Bine, de fapt, puteam să găsesc altă soluție, oarecum, cred. Da. Am închis căcatul, ofițer. Mojurile de râs. Ok. Ok, ok. Hai să vedem cu gigantul nostru dacă... Băi, ce lag are! Oh, doamne, e de plus, este co-player, nu-l folosiți. Ei, n-am altul, da? Ce să zic și eu? Uite așa. No, 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 no. No, 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 no. Deci mi-am luat-o, da. Zap, că mi-am luat-o. Să sperăm că nu, nu mi-a murit ăla. Cu ce bun an. Deci nu mi-a murit baby dragon. Deci dacă murea baby dragon era urât. Bun, să punem o prințesă. Uite ăla dă un pic de damage pe partea aia, ceea ce e ok. O să punem o prințesă să dea și ea câteva săgeți de ale ei. Vedem câte poate să dea. Hai că mai prinde una. Foarte bine. Așa te vreau, prințesică. Bun. Repede. Nu! You fucking piece of shit. Căcănarule. Păi punem un baby dragon, hai. Du-te, dragonule, hai, hai. Băi, ce om nenorocit, băi. Are executioner, nu-mi vine să cred. Ce fac, ce fac, ce fac, Elite Barbs. Da, nu, că i-am pus prost. Goblin Gang. Goblin Gang, ocupați-vă, vă rog, de scheleții aia mulți. Mi-am luat-o, mi-am luat-o pe cucoașă, da. Mi-am luat-o urât pe cucoașă. N-am ce să-i fac, efectiv. Deci fix pe final m-a bătut. E clar. E clar, this is... Nu merge. This is not the way we should do it. Cred că ceva cu hog trebuie. Trebuie ceva cu hog. Sau trebuie un alt push sau... Ceva, nu știu. Nu e așa cum trebuie. Deci net... asta costă 5. Asta costă 4. Battle Ram. Hai să-i facem un upgrade la level 6. Ok, să încercăm un Battle Ram în locul lor. Ok, nu sună rău. Restul decului pare ok. Dar Battle Ram-ul ăla pare mai ok decât Elite Barbs, pentru că costă mult prea mult și nu apuc niciodată să-i pun, cred. Cred că și un Rage, dacă aș putea, dar nu aș avea în locul cui să pun Rage-ul. Bine, eu am și Fireball-ul, care o să mă aștepte mult, dar nu știu dacă să-l scot, asta e chestia. Dacă să țin Fireball-ul sau nu, hai să mai încercăm o dată așa, ca ultimul meci al acestui episod. Hai să vedem. Mamă, ce lag are, deci fără să... Eu fac chestia asta de obicei, dar are lag acum, vedeți voi. Hai să facem așa, pe partea dreaptă, un push mic cu bomber. Vedem dacă ne iese. Sunt cu eu și cărțărel. Gigantul e ok. Battle Ram. Direct, îi pun și prințesă, îi pun ce vrea, nu mă interesează. Boom! Atât. Foarte bine.
Oh my god, am belit-o. Nu-i așa? Da. Da, mi-am luat-o. Bate-ți-l pe ăla, vă rog eu. Așa, hai. Repede, 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 veni și pe gigantul ăla. Deci uitați-vă cât de mi-am luat. Vine și Battle Ram-ul din spate, oare? Hai și Battle Ram-ul. Și Battle Ram-ul, bine rău. Hai că s-am ocupat de Wiz-ul ăla. Dar tot mi-am luat mai mult damage decât am dat, deci nu pot să zic că am făcut vreo treabă. Bun, l-aș aștepta pentru că cred că o să aibă ceva cu care să pușeze și... nu e ok. Nu știu, aș încerca tot un push pe spate cu gigantul pentru că până acum n-am încercat. Cred că e primul push cu gigantul pe care încerc să-l fac. Să vedem dacă va da roade sau nu. Ia uite-l cum calcă el acolo ca un uriaș. Ok, și cred că eram pe pozitiv elixir. Bine, la acum stă și nu face nimic, da. Bun, și-a revenit, e înapoi în joc. Ok. What the fuck? No, n-am zap, nu-i așa? Ba da, vine, dar vine foarte târziu. Zap-ul, măsi. Și prințesa, uitați-vă unde am putut să o pun. N-am ce șansă să scap cu fața curată. Nu, n-am ce șansă. Nici una, băi, bo. Bro. Nici o șansă n-am, ok. Tot, ne ducem așa, încercăm. Bun, i-am spart ăla. Bun, să încercăm o prințesă. Pentru apărare pe partea asta. Și un Goblin Gang, ok, hai. Zap repede? Mamă, doamne, ce zapuri dau, deci nu-mi iese nimic, vă jur. No, mi-am luat 3, deci mi-am luat 3. Deci fiți atenți, mi-am luat 3. M-am prins. No, nimic nu mi-a mers astăzi, nici asta. Deci sunt zile și zile, astăzi efectiv am pierdut foarte, foarte mult. Deci n-am câștigat decât vreo două meciuri care am câștigat astăzi în total. Și am pierdut vreo 10, cam așa. Cam așa e de obicei. Cu zilele, e clar, deci nu pot să joc deocamdată cu prințesa, nu pot să o înțeleg sau nu știu ce se întâmplă. Dar crown chest-uri tot ne trebuie. Și, am trebuit să mă mai bag la oare în video, am zis că ăla era ultimul meci. Dar hai să mai facem un meci așa de distracție, ca de final, să vedem dacă reușim să facem o șmecherie sau nu. Nu știu ce să zic. Da, e clar. E un copiat ăsta. Bun. Bun, 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 no. No. Băi, vere, băi. Ok, pune gigantul în față. Ok, crezi că știi ce faci? Hai să-ți arăt eu că nu știi. Bomber. Hai să vedem ce face. What the fuck? Băi, de fapt, n-a făcut rău. Dar oarecum nu l-a ajutat cu nimica, dacă stau să mă gândesc. Nu știu ce-a făcut el așa șmecher, că n-a făcut nimica. Adică mi-a dat puțin de tot acolo pe final. Bun, nu mă grăbesc. Cu decul ăsta mă pricep. Adică cu decul ăsta știu că dacă joc nu mai pierd. Dar, nu știu, oarecum. Vedem acum cum o fi. Hai cu vizul nostru pe partea. Ah, ok, problema aici din nou cu vizul. I-a pus pro. Oh my god, tu mi-a dat atâta damage. What the fuck, a avut gulan. Bă, ce țăram, bă, fiar fireball-ul ăla de râs. Are o tactică așa proastă. Mai mult enervantă decât proastă. Bun, și trebuie să punem și graveyard-ul neapărat. No, 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 no. Haide, lagule! Mamă, ce lagă. Bun, 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 bun. Bun. Bun, i-am scos pe cau. I-am scos pe cau. Dă-o cu mine, n-ai cum. Mamă, i-am scos și pe cau. Asta a fost chiar foarte bine. I-am scos și pe cau, ceea ce e foarte important. Acum trebuie doar să mă apăr într-un mod eficient. Și dacă pot să-i dau și un puș de 300, sunt șmecher. Pentru că asta aș vrea să fac. O să-i fac așa. N-ai tu? Da, nu știu că trebuie să-i scot eu. Bun, o să trească totuși. Pe partea asta o să dau recaștere, nu vreau să dau nimic altceva mai scump. Și pe partea aia, în schimb, o să vreau să pușăm așa. Cât de mici pot să dea aia? Ok, ok, eu pun graveyard, nu mă interesează.
Bate-i? Ăla e. Ăla e, mă. Bă, i-am scos din prima, deci scop cu zap-ul. Nu mă așteptam la asta, dar... Ok. Deci nu prea cred că putem aspira la prea multe stele astăzi. Dar în schimb el are de-asta de 10, ceea ce e super pentru el. Hai să vedem cum ai tu. Zap! No. Ok. Ma. Scarmi repede. Mamă, mamă. Nu știu cum să fac, dacă pierzi meci o să plâng. Mă duc pe 200 stele, fiți atenți. Nu, mă, n-am altă alternativă, vă jur. Ok, el se duce cu Pekka, mă duc cu Graveyard. Hai să vedem. Haide, hai mă, ăla-i mă. Așa! GG! I-am spart cap, Luhon Lelin. Bun, păi sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Ne-a dat un gol, chest. Eu am fost Alex, nu ne vom revedea episodul următor. Ciao!